La începutul activității Domnului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, atunci când îl întâlnește, face o declarație surprinzătoare despre Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Această expresie metaforică, acest epitet, mielul lui Dumnezeu, evocă sărbătorile pascale din Vechiul Testament, care și-au originea în Exod capitolul 12, în care un miel era sacrificat ca substitut, ca jertfă în locul păcătoșilor. Interesant este că, în ciuda acestei declarații și în ciuda acestei informații pe care o primesc ucenici, cei care îl urmează pe Iisus Hristos, ei nu se așteptau la un Mesia care are să vină și să moară, să fie batjocorit, să fie sacrificat, să fie omorât, să fie crucificat. Lucrul acesta e greu de înțeles pentru ei. Chiar și acele predicții pe care le făcea Domnul Iisus Hristos cu privire la faptul că Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor, are să fie dus la Ierusalim, să fie omorât și în a treia zi are să învieze. Toate aceste lucruri erau greu de acceptat pentru ucenici. Și vă dați seama că în momentul în care Iisus a fost omorât, crucificat și pus în mormânt, speranțele ucenicilor s-au năruit. Toată speranța lor că Iisus va așeza împărăția mesianică s-au prăbușit. Însă, în prima zi a săptămânii, spune Scriptura în Luca la capitolul 24, că niște femei s-au dus dis de dimineață la mormânt. Pregătiseră niște miresme cu care să ungă trupul Domnului Iisus Hristos. Au ajuns acolo și când au ajuns în fața mormântului, iată că piatra era răsturnată de pe mormânt. Au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului. Ce șoc pentru ele! După această traumă, după această situație dificilă, după ce învățătorul lor fuseseră omorât și sacrificat, acum nici măcar nu mai era în mormânt. Fiindcă nu știau ce să creadă, spune evanghelistul Luca, iată că în momentul acela li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Pe când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Mesajul acestor îngeri, la fel ca mesajul pe care l-au adus prima dată pe câmpiile Betleemului, este un mesaj plin de speranță, pentru că vestește faptul că Iisus a înviat. Iisus a înviat pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, nu putea să rămână în mormânt. Iisus Hristos a înviat pentru că în fața Universului, Dumnezeu a fost justificat. Jertfa lui substitutivă în locul nostru, în locul păcătoșilor, a fost acceptată. El, cel neprihănit, El, cel nevinovat, a murit. Și mai mult decât atât, tot universul a înțeles din momentul acela, a înțeles de la cruce că Dumnezeu într-adevăr este iubire, că Dumnezeu într-adevăr
iubește așa cum nu mai poate iubi nimeni în universul acesta. Învierea Domnului Iisus Hristos este cel mai fericit eveniment cosmic, să-i spunem așa. Este cea mai frumoasă veste pe care o putem primi. Pentru că dacă Iisus Hristos a înviat și pentru că El acum este în ceruri la dreapta lui Dumnezeu și pregătește mijlocind pentru noi finalizarea planului de mântuire, pentru că El a înviat, eu și cu tine putem avea viața. Să ne bucurăm, să medităm, să ne gândim, lăsăm inima, să lăsăm sufletul, să lăsăm întreaga ființarea noastră să fie inundată de această speranță. Hristos a înviat.